aparține de Biserica Sfântul Andrei, dacă nu mă înșel. Se ocupă de administrația ei Părintele Paul Pădica, a bisericii. A, este a bisericii, am înțeles. Da, 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 nu e firmă privată, nu. Noi am primit și mesaje de la, adică toate bisericile din Constanța au primit un cuvintare de la, din partea arhiepiscopiei să permitem să punem benele la acelea. Atât pe biserică la dumneavoastră reclamă la o firmă de pompe funebre. Da. Puteți să-mi spuneți a cui e firma? Păi de ce vă întrebați pe mine? Păi de ce paroc acum? Păi am văzut afișul la dumneavoastră pe biserică. Păi și nu știu că am fost plecat acum, am venit, ieri am venit. A, dar știți de ce vă întreb pe dumneavoastră? Pentru că mie mi-a zis cineva că firma e a băiatului dumneavoastră. Păi nu știu, că eu cu băiatul meu nu am relații. Nu suntem în relații bune. Atunci cine a decis să se pună afișul acolo? Părintele paroh? Nu știu, domnule, nu știu nimic. Nu știu, am fost plecat, nu știu, eu n-am fost în țară. Forever? Da, da. Intrăm în cimitirul central, trebuie să vorbiți cu ei, dar putem să-l luăm din spital, să vi-l cazăm... Unde? Unde transportul, da, da, da. Și la capelă este ori 100 de lei sau 150 de lei pe noapte, nu știu cât este, la biserică. Acolo trebuie să vorbesc cu cineva, cu un preot de acolo sau... Vorbim noi, doar să ne ziceți dacă doriți că noi ne ocupăm de tot. Avem și capac frigorific și sicriu de la 650 de lei în sus prețurile. De ce firma dumneavoastră are banere cu număr de telefon cu serviciile oferite pe bisericile din Constanța? Nu pot să vă dau nicio informație. Sunteți cumva doamna Pârlica? Da, da. Aha. Deci sunteți soția părintelui care e administrator? Soția părintelui. Da, care da, da, da. Administrator la firma cealaltă a arhiepiscopiei. Da. Am înțeles.